Înainte de a începe ordinea de zi, bună ziua, domnilor consilieri. Înainte de a începe ordinea de zi, domnul secretar Alupei sugerează să supunem spre vot procesele verbale din data de la ședința ordinară de 29.11, da? Da. Și cea extraordinară din 12.12.2017. Da. Cine este pentru aprobarea proceselor verbale? La ambele extraordinare sau la... Nu. Doar ordinarea din 29 și... Din partea Consiliului Local avem pe doamna vicepreprezentat și pe domnul Alupe ca secretar. Cu ordinea de zi, supunem pe votul în zi, este inițiată de domnul primar Ciurabă Gheorghe și la punctul 1 este proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2018. Și la punctul 2 avem întrebări, interpelări, petiții și informarea Consiliului Local. Cine este pentru ordinea de zi? Domnul primar. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Am să dau citire expunere de motive. Săriți peste legal? Da, cadrul legal cu toate articolele respective. Practic, o să ne legăm la raportul, am să insist mai mult pe raportul de specialitate a compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului, referitor la modificările pe care le avem în vedere la stabilirea impozitorului taxilor din anul 2018 față de anul 2017. Aceste modificări sunt la capitolul 2, impozitul pe teren și taxa pe teren. Se modifică rangul, zona, localitățile și sumele stabilite. Și o să ne oprim și tehnic în urma curții de conturi. Am primit câteva sugestii și pe care noi le-am adus la îndeplinire. Noi aveam stabilit la impozitul pe teren persoane fizice și juridice. Randul 4, zona B, în Stavilan, cât și în Stavilan, conform de codul fiscal, a trebuit să fim în zona A, deci nu există zona B, în zona A, centru de comună, și în zona B, celelalte state componente. La vehiculele registrate se modifică nivelul stabilit. Taxa asupra eliberarea autorizației de foraje sau excavări se modifică de la 1% de 0,3% la 10%. Și taxe speciale, noi am venit cu modificări, la taxa de bază era 2 lei de familie, a stabilit-o 5, la apărarea civilă tot la fel și la taxa de salubritate, trecând de la 25 de lei pe familie pentru locuințele cu o singură persoană și nelocuite la suma de 30 de lei și la locuințele cu două sau mai multe persoane de la 50 de lei la 60 de lei, deoarece în urma plăților efectuate de-a lungul anului 2017 are și faptul că se colectează o anumită cantitate de gunoi, iar noi plătim mai mult decât aveam stabilit prin plata taxe speciale de salubritate. Cam asta ar fi modificările. În mare, în rest, restul rămân la fel celelalte ca anul 2017, celelalte impozite și taxe. Cam asta în mare, dacă... Da. Sunt întrebări, vă punem efectiv. La vizul comisiilor. Bănesc că trebuie vizul comisiilor. Da, discuții în comisia juridică, dar domnul consilier Dancă și domnul consilier Crețu și-a rezervat de a prezenta în consiliu de reședință propune sau amendare pe care le-au. Ok. Comisia pentru Finanțe, Iubiu. Avizul pentru proiectul de hotărâre în ansamblu este favorabil. Deci considerăm că este în cadrul legal
întocmit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și la noi în comisie au fost anumite discuții privind unele modificări, să zicem așa, aici pe acolo, și anume, nu în punctele esențiale. Pentru asta am considerat că astea să le dedicăm în timpul ședinței sub formă de amendamente, supunem la vot Consiliul Local, dacă trec, trec, dacă nu, rămân așa cum... Dar avizul de principiu este favorabil. La fel și pentru Comisia de Învățământ, avizul este favorabil. Vom lua cuvântul la timpul respectiv și vom discuta punctual. Punctual, da. Să scrie la cuvânt. Eu am anunțat de Consiliul la Comisia Juridică. Da. Începe o dată, nu? Da. Nu vrea nimeni altcineva. Nu suntem noi doi încât nu facem scriere. Da, păi asta zis. Păi face lista. Păi de ce? Eu, domnul Cretu. Cretu, Danțu, Dămon. Cine avea? Da. Tot. Mi-aș spune că nu o întrebare, domnul președinte. Care e forma în care discutăm ce se face și în pozit? La grămadă sau la un teren? Eu am zis că pe rând. E pe rând, sigur. Așa am zis, am dat din ea oia. Punctual, când ajungem, discutăm. Da. Și am zis că are domnul Dastru și domnul Dastru de la Comisia Juridică. Domnul Dastru, am scris la cuvânt. Nu. Unde aveți amendamente sau nelămuriri? Domnul Dastru, vă ascultăm. Eu n-am auzit când s-a spus că se ia pe puncte sau eram atent aici. Referitor la impozitul pe teren, pe terenul intravilan, da. Ce-am la zona A. O să vă permite să vă corectez un pic, da. Ca și rangul și că nu stabilim, nu stabilim rangul. Sau, nu, rangul este stabilit, da. Satul Corbești este de rang 4, ca sat reședință a comunei, da. Iar celelalte sunt rang 5. Corect. Noi anul trecut, ambele comune, deci ambele ranguri erau trecute la zona B. Corect. Conform legii, dacă delimităm doar într-o zi pe o singură zonă, ești obligat să te duci la zona A. Acum, întrebarea logică este de ce avem noi doar o singură delimitare zonală, pentru că nu prea e corect. Într-un fel, ar trebui să impozităm cetățeanul de la Mărăscu, care vorba e rupt de realitate, și într-un fel impozitez cetățeanul din centrul Horgeștiului, nu? La fel, ca păi numai că este diferențiat, asta zic. Păi nu e diferențiat. Horgeștiul și Mărăscu e diferențiat. Da, dacă zona e pe zona A, deci zona A ar însemna ca cetățenii să aibă acces, eu știu, să aibă apă, canal, gaz, eu așa văd zona A. Zona A ar fi cea mai de lux, da? Dacă mergi oriunde, în orice localitate, zona A înseamnă centrul comunității unde ai acces la absolut toate utilitățile. La noi toată lumea este în zona A. M-am uitat în lege, deci ca să facem modificări se pot face doar în luna mai pentru anul fiscal următor. Deci noi acum, bine, am zis, Curtea de Conturi, ar trebui totuși să vedem și noi acel raport al Curții de Conturi, pentru că n-a fost publicat. Nu s-a prezentat nici eu. Nu s-a publicat? Nu este publicat. Două ședințe. Bănuiam că din cauza asta s-a făcut modificarea, pentru că... Dar, eu zic așa, până în luna mai anului viitor, cred că ar trebui să avem în vedere să lucrăm împreună la o modificare a împărțirii zonare a comunei, pentru că așa văd că este normal. În rest, bine, legea e un pic, ea prevede, practic, tu poți să împarți pe zone ABC, dar să păstrezi aceeași sumă pentru toată comuna. Că 711 se încadrează până la zona C inclusiv. Deci abia zona D poți să scazi impozitul. Chiar că noi nu avem. Da, legea e, parcă, permite portița asta ca să-ți ușurezi munca, să impozitezi pe toată lumea la fel, că, practic, e o ușurare a muncii. Până la urmă, impozitezi pe toată lumea la fel. Dar... Eu am pus și eu aceeași, dar când am pus aceeași întrebare către Curtea de Conturi, care este modul de delimitare a celor zonilor din cadrul localității? Și în funcție de confort, păi, unii spune, asta vreau, conform legii, unii spune. Da, până la, de exemplu, să spun acolo, da, domnule, cine e la asfalt, ia, cine e la... Deci nu spune nicăieri. Ba da, zice în lege, că ai acces la un drum județean, la un drum, deja ai o facilitate față de cel care are... terenul pe nu știu ce dealul, pe nu știu ce dealul, da? Dar, având în vedere, v-am spus, tot dumneavoastră ați făcut chestia asta, că 711 noi putem zona, cum ziceți dumneavoastră, ca cei din sus, din Cucuieți, să nu plătească la fel ca cei din... Dar tot 711 le plătesc. Păi, asta a zis că ar permite legea, dar nu prea ar fi corect. Ok. Să-i impozitez la fel. Aici, de fapt, la partea asta.
ca să mergem, domnul Mitică, discutăm împreună pe amendamente? Nu, nu, poate chiar nu ridicați, poate ridica unul, tot ce s-a discutat ieri, ridicați dumneavoastră, dacă... Eu am avut o nelămurire la taxa de bază. Conform legii, diploma da. pe articolul de lege care este specificat, trebuie tocmit un plan anual de bază, care noi nu l-am aprobat în Consiliul Local anul trecut. Deci dacă am cerut această taxă către cetățenilor, noi ar trebui să aprobăm planul anual de bază. Nu, am zis că banii de la pază merg la camere. Nu. Da, da. Păi da, da. Banii de la pază care sunt așează merg la camere. Aici se ridică problema. Permite legea ca să duci banii. Aici vorbim de o taxă specială. Dar duci banii la camere? Asta e ideea. Deci, practic, asta, cum vă spun eu, percepția celor doi lei de familie era pentru ideea asta. Dacă ținem minte că am discutat anul trecut în aceeași formulă. Am înțeles. Dar uitând, deci taxa specială, da? Camerele au fost o achiziție publică, da? Tot din bugetul local, da. Tot din banii contribuabililor. Taxa specială se referă strict la executarea pazii. Cum am executat noi paza în 2017 pentru cetățeni? Da? Deci banii aia, cum au fost poziți cetățenii în 2017? Asta e întrebarea. Camerele nu au funcționat niciodată. Încă nu funcționează, am înțeles. Bun, paza, deci nu s-a făcut pază. Deci cetățenii au plătit o taxă, dar alta nu s-a efectuat paza. Deci planul, practic, noi ce am prindat au fost pentru achiziționarea camerelor respective. Bine, că nu se suportă pe 2 lei investiția respectivă. Impresia asta este că se merge la mica ciupeală, luăm de aici și de acolo ca să completăm, dar conform legii, eu zic că nu e legal să fi luat acei bani pentru camere. Deci, conform legii, banii ei trebuia să meargă într-un cont. Dar e într-un cont, e logic. Banii care se adună anul ăsta mai luăm o cameră, dar nu se pune grămadă de bani. Dar nu se pune, dar cine v-a spus că se pune la grămadă? Banii mai luăm o cameră, mai punem de nou o cameră. Banii care se adună la anul, mai luăm o cameră. Respectiv sunt atât pentru PSI cât și pentru bază, sunt în conturi separate. Păi și vreau să spună cât s-o adunat de vizionul anul ăsta. Cât este în cont? În cont 5.000 de lei înainte a adunat domnul Vitor, 5.000. La una, 5.000. Da, 5.000 la... 5.000, 5.000. Deci în jur de 10.000 de lei. Așa. Am mai avut o protecție civilă, apare ca și cum ar fi fost taxă și anul trecut. Eu în tabelul de anul trecut n-am taxă. Am discutat, în urma discuției dumneavoastră, ieri nu eram, a dus la cunoștință domnul secretar, discuția a avut în comisia respectivă. Eu am văzut în ciorna pe care am lucrat în anul trecut, stabilită respectiva taxă. Știți că au fost discuții cu PSI, practic e o taxă de PSI. La noi. Numai că îi dă altă formă de protecție civilă. Așa e formularea aici în anexa respectivă. Bun, și ajungând la salubritate, da. Să ne spuneți totuși câți bani s-au încasat, da. Să ne spuneți cât s-a plătit, să vedem care e diferența. Da. Și amendamentul comisiei aici a fost ca locuințele nelocuite să nu plătească impozit în baza unei declarații depuse la primărie, cum că ei nu produc în anul respectiv. Să nu plătească taxa. Să nu plătească taxa, nu? Da. Păi atunci mărim la ceilalți. Nu, domnule, dar și vine vara și umpliți două dobrani. Sunt persoane care vin odată la 3 ani acasă, da? Deci ca să plătim de lucru. Un contribuabil vine să-și plătească la primărie și vede că trebuie să plătească salutat pe 2 ani în urmă, când el n-a călcat în Vorcești. Bun, de acord. Noi plătim... Nu s-o vândă. Deci, domnul secretar, la noi plătim 8.000 de lei, 80 de milioane, dau un exemplu, ridicarea unor, da? Ei, 80 de milioane, dacă îi scoatem pe astea nelocuite, trebuie să supunem... Să impunem pe ceilalți mai mult ca să ieșim la banii ăștia. Mă iertați, domn primar, păi, dar nu plătim la tonă? Păi, cum adică? Pe la tonă, dar n-ați înțeles, pe la tonă. Aici, dar dumneavoastră nu plătim la tonă. Noi ca și cetățeni nu plătim la tonă. Nu scântărește nimeni dumitare cât gunoi ai pus dumitare, ca persoană. M-ați înțeles? Domnul Dămon, veniți cu un amendament privind taxa de salubritate să nu fie plătit de cei care nu locuiesc în zonă. Exact. Deci asta este o propunere. O propunere de aprobare a Consiliului. Târguim acum. Vara totuși din iunie... Fiecare își spune punctul de vedere. Dar până în septembrie... Lăsăm pe domnul Dămon să termine dacă mai arătesc cu ceva. Domnul Dămon, vă rog, dacă mai... Discutirea... Aici trebuie lucrat de asta, pentru că domnul primar a spus că trebuie să mărim la ceilalți. Dar aici trebuie să vedem cât colectăm, câți din cei care produc gunoi din cetățeni, cât își plătesc taxele. Poate nu e o colectare foarte bună a taxelor. Nu mai discutăm de faptul că nu s-a modificat nimic. Deci, practic, acum noi creștem taxa, dar cetățenii, ei nu au îmbunătățit cu nimic procesul de colectare. Avem aceleași tomberone care sparte, care sparte, care sparte și stau cu noaiele pe lângă. Deci aici nu s-a îmbunătățit nimic.
Cetățenii nu așteaptă cele guverne. Dacă tu nu te s-au dat mai multe tomberoane. Și dându-se tomberoane mai multe, vă dați seama că s-au mărit cantitatea de gunoi. S-au mai suplimentat tomberoanele mari. Da. Am suplimentat, nu containerele respective. Mai bine zis, trebuie să ne spunem la oamenii cu o măsură europeană și trebuie cum să pretinde asta. De asta zic. Deci, domnul mai aveți ceva de adăugat? Un amendament la partea de proiect unde se specifică obligațiile, da. La plafonul obligațiilor, lista celor care trebuie publicați pe site-ul da. Primăriei obligatorii. Noi am mai avut discuții aici, atunci s-a discutat că nu ar fi legal, că ar fi confidențiale. Sumele imense care s-au pus, adică eu nu știu cum trebuie în juridice, în primul rând avem noi contribuabili în comună, dar să pui peste 10.000 de lei, adică ori nu vrei să colectezi, ori nu vrei să le afișezi. Nu știu, avem datornici peste 10.000 de lei. Da, nu afișează în încălzări, că sunt toate acutate. Păi exact, dar dacă legea prevede că astfel, practic s-a făcut, nu știu, că lista rușinii. Bă, este aceste persoane fizice care au sumele astea. Vedeți, nu mai e politic. Exact, păi nu, păi noi în cadrul comisiei, noi am mers pe 300 de lei la persoane fizice și 500 de lei la persoane juridice, ca și propunere. Deci tot ce este peste. Să fie publicat. Ok. Cam atât, mulțumesc. Domnul Petru? Da, m-ați luat în surprindere, mă vedeam. Deci, în primul rând, aș vrea să fac o introducere prin care să rămânesc pe domnul primar în atribuțiunea dumnealui, să vorbim clar. Există chiar cadrul legii administrației publice, articolul 62, și citesc din lege. Verifică prin compartimentele de specialitate corectă înregistrarea fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial. Ce aș vrea să spun prin asta? Deci, eu țin minte și acum 20 de ani, la Nenea Gheorghe, unde acum este vilă, era o casa din Chirpuci, din Bălătuci, cum spunem noi. Haideți să venim din nou, ne plânge că nu vin bani la buget. Păi de unde să-i luăm dacă noi mergem tot cu 5 lei? Cu 7 lei pentru casa aia de Vălătuce. Deci să fim corecți. Deci, domnul meu, acolo unde este casa, cum era, mergem cu prețul ăla. Unde nu, trebuie să mărim. Băi, tocmai aia, deci mărim și taxa în zona respectivă. Este o chestie foarte importantă. Chiar aseară citeam și am zis, bă, uite, o chestie care legea ne ajută. Dar dacă nu vrem să o îndeplinim... Are un act de 10 metri pătrați și ăla are 5 vreți. Deci vă rog frumos, domnul secretar, să notați ceea ce v-am zis eu și prin compartimentul care, mai ales că domnul primar, și pentru asta am tot respectul, a fost șeful compartimentului taxe și impozit. Și mi-aș dori să aducem bani la buget, pentru că asta e menirea noastră aici, să ne certăm cu cine nu-i de certat și să fie bani și pentru utilități, și pentru salarii, și pentru ce mai este. Să revin la taxele și impozite care ne-au fost puse astăzi în față. Îmi pare rău că nu s-a ținut cont, și am spus-o și anul trecut, să vină cu taxele și impozitele de anul trecut. În sfârșit, aici, la final, văd că la capitolul 10 la taxe speciale, ne-am permis și am zis nivelul stabilit din Consiliul Local pentru anul 2017 și am trecut și la 2018. În rest am încercat să mai ciupim. Fie ce să fiu. Și am mai sunat și eu în stânga-dreapta unde am colegi, fost prieteni sau prieteni primari și mi s-au spus că mai stăm mult deasupra lor cu aceste taxe și impozite. Și să vă dau un exemplu simplu, pentru că mi-a sărit noi, terenii construcții. De la 22 la 31. La ei am găsit 23, la noi să avem 26. Teren arabe, 42 cu 50. Noi ne-am dat 45, ei au 38. Deci nici nu pot eu să vin cu atâtea oameni. De-aia am spus că trebuie luate pe fiecare. Dar ei cine sunt?
Da, nu vreți să colegii de pe lui, da. Eu am și eu, am spus că am prieteni. Păi dar depinde și de localitate. Dumneavoastră, azi mai, vă rog frumos, doamna viceprimar, nu v-am deranjat. Da. Vreau pe domnul primar să-l întreb, el am drept. Da. Ați mai consultat și alte comunii din zona noastră? Să vedeți dacă suntem pe aproape de ei? Da. Și să venim aici, unde domnul, dinaintea mea, a auzut-o foarte bine. Cu părerea că nu s-a uitat un pic mai în față, unde e taxa pentru eliberarea, vizare anuală a autorizației privind desfășurarea științei de anumitare publice și ce mai este acolo. Da. S-a sărit la 4 lei, cât spune codul fiscal, la 5 lei. Nu, vreau să știu care sunt. Care sunt, vă rog frumos, vreau să termin ideea. Da. Care sunt facilitățile care mi le dăm ea prin adus, sau de la cei care sunt privatizați, vine să-i mai ia încă un leu. mai greu. La taxa pentru hai să o găsim și pe aia. Ce-mi scuze. Taxa de salubritate la 240 s-a dus la 290. Alt fel de a ne comporta așa cum nu trebuie cu cei care poate vor să facă ceva pentru comunul ăsta. De ce să-i trântim din prima? Și aici susțin ce a spus antevorbitorul meu. Da, doamne, sunt de acord să iau 25 de lei ora care nu vine acolo, tot anul. Dar de ce să iau la fel cu ăla care mai are și o persoană care locuiește acolo? Hai să mergem și vreau un amendament aici. 25 de lei pentru casele înlocuite și... Sau... Nu, 30 ați cerut aici, că au fost 25. Da, de 30. Haideți să mergem cu 30 și dincolo să rămânem la 25, ca să fim cu toată lumea... cu dreptate, cum se spune, nu? Deci aici vreau un amendament. Aici, dacă mi se spune cu taxa de salubritate, de ce s-a dus la 240 când era pentru societate? Da, și culmea, nu mi-e frică să o spun, m-am trezit că mi s-a luat și taxa pe salubritate pe clădiri și pe autorizația de funcționare. Mă rog că am fost atenți, mă băiesc, dar ce e asta aici? Haideți să nu ne bați în joc de la altă, rog frumos. E pe clădirea de aici sau pe clădirea de aici? Clădirea care e pe societate. Poți să confirm față de băieți. Dacă demonstrați cu hârtii, eu nu cred că s-a întâmplat așa. Păi nu s-a întâmplat pentru că n-am vrut să plătesc, domnul primar. Și am spus, dar de ce mi s-a luat de două ori taxa asta? Da, plătiți taxa pe persoana fizică pentru casa. Dar noi discutăm probleme și comunitățile da. Preț, toată zona de fiecare. Nu-i personal, om. Eu discutam în general. Deci, eu am venit cu exemplu. Și era locuit și cealaltă societate da. De societate, nu? E normal. Deci vreau amendament aici, la taxa pentru... Domnul Crețu, concret, 30 lei vreți pentru casele nelocuite amendament. De fapt, amendament nu este... Nu, am spus 25 pentru casa... 25, da. Pentru casa nelocuită pentru... și 30 pentru care are o persoană care are domiciliu acolo. Mai vreau un amendament aici, la taxa pentru... Persoane juridice. Da. La cât? De la 5 lei, eu zic că e destul de normal să fie 4 lei da. Pentru eliberarea autorizației da. Până la 500 de metri pătrați și dincolo la salubritate să rămână la 240. La 240 cât a fost și în 2017, da? Exact. Foarte, mulțumesc. Domnul Dămoc, ați avut cuvântul. Domnul Dancă. Era trecut, să mă scuzați. Eu cred că ați vorbit puțin și conflictul de interese aici, domn. Dacă un consilier are magazin și ridică problema magazinului, cam este într-un conflict de interese. Răspunem la cum am ajuns la suma respectivă. Deci, cum s-a spus în general, dar nu poate să propună un amendament unul care are magazin acasă, pentru că ăla este conflict de interese. Deci nu venim aici neapărăm interesele personale. Am uitat la Luciu de Apă. Avem și noi un lac care nu se omoară cu taxele. De la 26 la 34 am mers cu 28. Putem să mergem pe maxim aici. Corect. După aia Pășunea. La Pășunea n-am mers pe maxim. La Pășunea cine are este și subvenționată. Deci ia și subvenții și dă și taxa minimă. Nici acolo nu-i corect. Deci terenul subvenționat mergem pe maxim. Deci ia și subvenții. Dacă eu am un hectar de Pășunea, iau și subvenții, dar taxa minimă. Măcar taxa pe maxim. Nu mergem mai mult, dar măcar pe maxim. Thank you.
La vii, la vii mi se pare taxa mare. Deci taxa asta, ca să mergem pe taxa asta, cine are o vie nobilă, dar viile care sunt la noi în comună și pe unde sunt, hibrid. Puteam merge pe minim la vii. Când avem vii nobile, n-avem hectare de vii, n-avem... La vii am putea merge pe minim, că are lumea toate conclavele, o vie care nu-i poziționată. E aceeași problemă ca din... Exact ce ori de casa, dacă ați fost toate acum, da. Toate sunt în zona A, deci n-ai cum să... Da, cu maximum, adică 46. Nu zona, mă refer la... Păi da, da. Păi da, dacă sunt pe zona A... Codul fiscal prevede acea sumă. Deci nu, poți să scazi sub acea sumă? Nu, 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 nu. Deci singurul lucru care să facem codul fiscal este ca până în luna mai noi să lucrăm și să la zonare. Să ducem terenurile în alte zone, să le ducem în... Da. Deci mari probleme ne-au fost ridicate de domnul Dărmoc, probleme care le-am discutat ieri în comisie. În schimb, ar trebui să facem o diferențiere între impozit și taxă. Impozitul este ceva care o obligație către stat, fără ca statul să fie obligat să facă mai nimic. Ai clădire, plătești impozit. Nu că ai curent electric, că nu ai, plătești impozit pentru clădirea respectivă. Pentru taxă obligatorie, taxe speciale, să asigură anumite servicii. Și am să revin aici așa cu camerele astea de luat vedere și cu paza. Planul de pază, conform legii 333 din 2003, pare emisii, are 14 ani legea asta, planurile de pază au fost făcute. Cel puțin știu eu, că am încercat pază prin rotație, pază cu pază și plătiți, pază cu gardieni publici. Iar dacă am fi mers pe planul ăla de pază, nu acopeream nu cu 2 lei sau cu 5 lei de persoană, nu acopeream nici cu 100 de lei paza, plata paznicilor. Să-i asigur costumații, să-i asigur mijloace de protecție, sau mai știu eu ce, să-i dai liber, întrebi, culturi și așa mai departe. Am avut paznici. Poliția locală e altceva. Gardierii publici, până s-au transformat în poliție. Am avut paznici plătiți, ne-au stricat și o mașină care o mai aveam atunci și dacă vă amintiți în anul 2008 că plecau cu ea, unul la Horgești, doi, trei, la Răcătău, la Sogodor, nu știu cui. În sfârșit, am renunțat la treaba asta. Planul de pază, când am aprobat camerele de luat vedere, eu consider că ăla însuși poate fi considerat o formă de organizare a pazii în comună. Deci este un fel de plan de pază, numai că nu i-am dat denumirea asta. Și camerele de supraveghere pentru astea sunt, că nu sunt suficiente și că nu acoperă tot cam ce am vrea noi, dar totuși este un pas înainte. Acum, cu 5 lei sau cu 10 lei, nu mai rețin da, cât este, 5 cu 10 lei, doamne, suma mi se pare că nu prea ar trebui așa de mult discutată, că băgăm mâna în buzunarul cetățeanului sau mai știu eu ce facem. Mie mi se pare că și asta am discutat-o și în comisie, fiecare a avut părerea lui și a zis să vină sub formă de amendament care să fie supus dezbaterii aprobării Consiliului Local. Aceeași poveste și cu protecția civilă. Dacă vă amintiți dumneavoastră, noi am aprobat în cadrul protecției, în cadrul unei ședințe de Consiliul Local, un minim de dotare a serviciului ăsta, ISU, așa, PSI. Și așa cu 2-3 lei ăia nu putem noi să acoperim, tot trebuie să vii de la bugetul local să vii cu ceva, pentru că este vorba de sirenă, de mai știu eu ce, mijloace de intervenție și așa mai departe. Aș reveni un pic la impozite. Și am discutat-o și în cadrul comisiei și cu treaba asta și din câte am înțeles noi, în cadrul comisiei, noi am crezut că sunt stabilite corect impozite, cu excepția problemei zonei. Mie impozite mi se par corecte. Și am să vă spun și de ce. Impozite la terenuri. Nici într-un caz nu cred eu că ar trebui să ne comparăm cu comuna Colonești sau cu comuna Găiceana sau terenurile de la Horgești. Pentru că teren agricol sau teren arabil este și aici, teren arabil este și acolo. Da, acolo sunt niște coate, niște corhări și la noi terenurile sunt foarte bune. Iar impozitul propus, și a fost și anul trecut aceeași problemă și nu s-au ridicat, nu au fost obiecțiuni, impozitul propus este la jumătate, 45 de lei. Spre exemplu, de o comună de unde sunt eu, de la Găiceana, unii 50 de lei maximum și eu plătesc impozit pe niște corhări care nu pot lucra. Și plătesc 50 de lei, actul ăsta vine Consiliul Local. În sfârșit, dumneavoastră rămâne să analizați amendamentele care s-au propus. Nu vreau ca să fie înțeles greșit.
și cu taxa de salubritate. Într-adevăr, în comisie noi am zis și parcă mi se părea că au dreptate colegii care au propus că acele locuințe care nu sunt locuite, acele case care nu sunt locuite, să nu plătească pentru că nu plătească nimic. Ori fi 10% care nu vin decât o dată la 3, la 4 ani și atunci se adună gunoi la el în curte, treaba lui ce face, unul nu știe. Dar marea majoritate și după cum văd că susținut și un salariat de la primărie care a lucrat la proiectul de hotărâri, când l-am întrebat ce a avut în vedere treaba, a zis, doamne, în luna iulie și august, cară de la el, de la fiecare gospodărie, câte un ton de ron sau cum se cheamă alea, de două, trei containere din astea. Și probabil nu este o sumă chiar așa de mare, un 30 de lei acolo, sunt două pachete de țigări care le-au plătit și vezi de treabă. Rămâne aceeași problemă supusă spre aprobarea Consiliului Local. Restul. Chiar aș veni să discut puțin despre amendamentul ridicat de domnul consilier, cred că e 5 lei metru pătrat. Și eu zic că are dreptate dintr-un punct de vedere. În sensul că ce îi asigurăm sau ce nu îi asigură Consiliul Local, firmii respectiv, nu dumnealui, o firmă, în general. Dar acum stau și constat că dacă anul trecut noi am aprobat 5 lei pe metru pătrat, noi am încălcat legea. Da. Păi, cine ne-a dat voie să încălcăm legea? Nu, a fost o neatenție. Pentru că dacă ai 500 de metri pătrat și pui 4 lei, înseamnă 1600 de lei. 5 ori, sau 4 ori, 5, 200 de lei. 2000 de lei, 500, 2000 de lei. Păi dacă legea spune că e de la 4 la 8000, cum poți să-mi permiți? Peste 500, nu, dacă îmi dați voie să vă corectez. Deci sunt două probleme. Suprafață mai mare de 500 de lei. Da, dar nu avem noi așa ceva. Păi și dacă nu aveam atunci de cine? I-am stabilit-o pentru să fie stabilită. În cazul care să existe situație. Atunci punem 4.000. Păi nu stați așa alea pe domne. Deci atunci, parte, atunci să nu zică nimeni nimic pentru că în comună nu avem așa da, ceva și am pus-o pentru posibil ca cineva să vină exact, să facă o hală, un supermarket. 5 lei. Așa. Iar dincolo 5 lei metru da. Pătrat, până la 5 lei 10 metri, 20 de metri. Da. Aici ar trebui să fie mai mult ca să ajungem la 4.000. Deci am înțeles că propunerile de micșorare a taxei erau pentru articol 475 al linia 3 litera B din da. Cod. De la metru pătrat. Peste 500 metri pătrat. Da, da, dar nu mai ajungem, să, dar nici așa nu ne încadrăm. 5 ori 5, 2.500 și acolo minimul e 4.000. Deja ai încălcat aici. Asta ori o scoatem de tot când nu avem situații. Da. Așa, acum ar trebui da, scoasă dacă am luat-o după legii, dar tot după ce avem. Cine are 5.000 de metri, cine nu are... Nu, până în 500 de metri. Până în 500, dar între avem 0.400. Noi am stabilit 5. Anul trecut noi am, împreună am stabilit. Problema este că la alineatul, dacă vă uitați, la alineatul, la articolul 475, alineatul 3, litera B, până peste 500 de metri, noi am zis tot 5 lei metru pătrat, adunând 500 minimum care depășește ori 5, bine undeva 2.500, ceea ce suntem sub 4.000 cât e stabilit prin codul fiscal. Da. A trebuit să 8 fie 8 lei. 8 lei, da. Acolo asta ar fi ca să fim... Atunci, domnul primar, da. Astea sunt, să le spunem, de umplutură, cu măsuri taxe, mijloace de transport, cu un an, cu 2, cu 3, cu 2, cu 40, 50 de tone. Noroc că l-am pus vapoare de agrement și nu știu ce, cu toate că avem o leacă de lac și acolo, mai avem și din coașe. Asta e încărcătură, că noi să presupunem că o să fie și cine a plăcut. Mi-a plăcut că ați propus și taxa pentru închiriere, bulduie, excavator, 80 de lei oară. Asta care... a fost și anul trecut. Asta a fost și anul trecut. Și nici nu l-aveam, dar anul ăsta sperăm să-l aveam. Anul ăsta s-au aprobat ședința trecută. Da, din punctul ăsta de vedere, noi considerăm și am considerat că taxele sunt stabilite în limite legale, numai că pentru a fi suportabile, colegii din comisie și din consiliu, vin cu niște amendamente care urmează să fie supuse de dezbatere Consiliul Local. Așa. Am grăbit. Aici chiar susțin și în comisie și chiar vă rog, vine și din punctul meu de vedere amendamentul, ca persoanele fizice cu obligațiunile fiscale care au mai mult de 300 de lei și persoanele juridice mai mult de 500 de lei, deci să scadă plafonul de la 1500 la asta. Este mai greu că lista și cred că e prea mare. Dar să scoate de pe calculator acum foarte simplu.
Înainte să făcea lista de rămășiți, scria contabilă două zile și două nopți, cu mâna și contabilă așa, cred că o cunoașteți, și o aduce în consiliul local. Acum, dacă era de contabilă care era atunci, era nu, real... nu era lista de rămășiți atunci. Bă, era, era lista. Vă spun, Nicolae. Vă spune. Nu era... se punea înainte de 89 de lista de rămășiți. Era, era lista. Bă, era, era. Dar nu acum de kilometri. Atunci era... De 500 de pagini. Atunci erau 2-3 pagini și... Ei, atunci înseamnă că era mai bine înainte. N-aveam calculator, n-aveam calculator. Care e problema? Eu nu mai amintesc. Era mai mult măsurătoare, de exemplu, dacă avem la casă. Vedem, voi câți metri pătrați are ăla, câți are ăla. Nu mi-am amintesc să fac vreo măsurătoare. Măsurătoarele la casă s-au făcut, avem caiete, avem tot. Și a fost o inițiativă în anul 2013 sau 2012, să reluăm echipele de la capăt, din care să meargă la om, să vadă ce mai făcut, dar a rămas sub formă de inițiativă. Și sper să o dați o dată. Să o ducem la capăt tot. Da. Echipa nu o să o ducem la capăt. Dacă se mai scrie cineva la urmă. Și înainte de anul, mai aveți, domnul... Deci nu. Eu atât aș vrea să spun. Păi oameni, fiți mai... Mai realiști oameni. Și veniți cu tabelele astea, dacă se uită X, Y, fiere, se uită cam în calendar. Dar îmi subliniați, ci pentru Comuna Horgeș. Asta sunt numai pentru Comuna Horgeș, domnul. Nu, e adevărat. Hai, băi. De ce duce? Mă uit eu cam în calendar, nu te supăra. Dar fiți mai... Dă-i lui Gălea, dă-i lui ăsta să uite, să... Nu, bă, bar în subliniați dacă e. Uite, asta e pentru Hogești, asta e pentru Hogești. Veniți cu tabelele astea, eu n-am nimic împotrivă. Ori fi, eu știu, dar prea, cum să știu? Prea multă stufoasă, băi, bar în subliniați, uite, pentru Hogești, asta este, asta este, știi? Eu cred că ar trebui părerea mea. Nu, nu, am înțeles. Auzi, băi, o înțeles, dacă n-ar fi înțeles, ar fi avut intervenția, nu mă să răspundeam. Dar ei nu intervin clirușeni, dar și vorbiți în numele ordine. Nu, dar nu că vorbesc, dar eu sunt convins de lucrul ăsta, dacă îi dai o X să uită pe ăsta, apar nu are. De ce nu subliniați, băi? Ăsta e pentru Hogești. Domnule, fiecare subliniază, adică ce nu înțelege, subliniază. Eu așa zic, dacă ăsta e modelul, domnul Bogdan, ăsta e model de anexă. Dar conform, noi facem undeva conform codului fiscal, nu, Bogdan. Noi nu facem hotărârile așa cum o vorbim. Ei, da. Eu atât am spus, că da. Chiar dacă spun mai multe, tot aia rămâne. Aici e cam ne-a spus la încercare, domnul primar, da. La expunerea de motive ne-ați înșiruit acolo o mie de antinormativi, da. De la Constituție și cod civil până la da, și ar fi fost foarte ușor pentru noi dacă spuneați așa. Preambulul rămânea preambul pentru proiect cu acelea și alte normative care trebuie să respectate pentru tot. Și spunea de așa, avem la anul ăsta modificările sunt următoare, la salubritate atât în plus, la aia atât în plus. Așa că, într-adevăr, ne-am cremut. Da, venea doar cu modificări. Da, am înțeles. Eu v-am citit în raport, dar în fine. Domnul Bogdan, mai aveți ceva de adăugat? N-am trimis raportul, asta e asta vorbeam. Înainte să trecem la vot, l-a jucat-o și pe un primar să trebuie sumele. Păi nu. Sumele de la salubritate. Nu băi ce sunt, n-ai fost să-ți facă. Da, hai să vă spun așa. Da, hai să trece situația, da. Trece, da. Domnul primar, se negociază un contract cu Soma sau este tot nu. Cel pe care... Nu, dar aici stabilim vreun amendament, nu modificăm nimic. Nu, acum, după aia, n-am votat nimic. Președinte, un pic, ce te gândești? Deci nu se mai merge pe persoană. Adică fiecare persoană spune... Atent, eu am aici în față, două adrese și am avut... Păi de tocmai de asta vă întreb pentru că l-am văzut adresa. Plecat la adres. Dumnealor spună, sunt multe probleme, noi încă nu ne-am aliniat, că mai suntem încă încăpățânați, așa, asupra tarifului respectiv. Agățându-ne de problema că încă nu s-a făcut licitația pentru cele 22 de comune plus municipiul Bacău. Poate scăpă? Nu știu dacă tot scăpa, nu scăpa până la capăt. Vreau să vă aduc că tariful este de 4,07 pentru anul, pentru mediul rural. De persoană. De persoană, da? Da. Deocamdată noi venim cu propunerea... Pe lună? Pe lună. 4,07 pe lună de persoană, mediul rural.
50 de lei pe an. Noi încă venim, având în vedere că încă nu suntem membri adis, dar nu avem făcută licitația la anterior de comună. De asta venim cu, avem un contract de prestări, servicii, transport și toate cu... Vă rog frumos, domnule. Dacă ne dat voi. Cu cei de la Sturma. Până la, încă avem, vor face licitația, spune aici, am o dată cu depozitarea de șeful, operatorul desemnat în urma licitației organizată de ADIF, va percepe tariful de depozitare ofertat, deci vreau să vă spun că în momentul respectiv să schimbă tarifele respective. Dar, deocamdată, mergem pe, mergem pe propunerea pe care venim noi la ora actuală. Da, 69.000 ar fi ce ar trebui să încasăm noi, 69, iar de plătit până la 1 noiembrie, deci pe anul 11, lunul pe 12, s-au plătit 81.000. Da. Deci 21.000 s-au plătit mai mult decât s-ar încasa, dacă s-ar încasa 100% de la absolut. Da, dar când dați voi, taxa de salubritate este formată din trei componente. Una, debitele stabilite prin Consiliul Local, încasările, care nu o să fie niciodată 100%, vă garantez, la orice oră, când sunt noapte de revion, dacă mă sunați la 12 noapte, tot același lucru vă spun. Mulți ani, da, pentru asta. Așa? Și plata contra pentru serviciile respective. Ei, la ora actuală noi suntem cu probleme, diferență între ceea ce stabilim noi prin taxa de cei 25 de lei și cu 50 de lei, asta a stat la modificarea, propunerea noastră de modificare, suntem sub, chiar dacă se va face 100%, noi n-am justificat cele 21.000 de lei plătiți către suma. Până noiembrie, mai este și decembrie, deci în jur de va... Nu, 70 la 80, 11. 11, dar urcă decembrie, ne urcăm aproape la 20.000, pe care noi ar trebui să suportăm din consiliul, prin consiliul local, ceea ce nu este corect. Prin o taxă specială, serviciul respectiv este autofinanțate, adică se percepe taxă și se va plăti. N-am înțeles. 20.000 sau 210.000? 20.000, 20.000 de bani, domnule. Atenție, noi avem debite de 70.000, stabilite pentru anul 2007, conform. Și am încasat. N-am încasat, n-ați înțeles. Domnul secretar, am plătit 80. Din casat sunt încasat 40. Asta vreau să vă spun. Dar dacă deci ar fi nu, să plătească dacă ar fi 100% tot, să plătească am încasat 69. 70%, 70.000, dar am plătit 81.000. Am plătit mai mult decât am încasat. Asta e bine noi cu propunerea. Problema asta dispare când vin tondoranele mici, că atunci plătim la persoană, mai plătim la tonă. De acord cu dumneavoastră. Acum noi am pus mai multe tondorane și duc toți. S-au mărit cantitățile, asta vreau să vă spun. Dacă punem încă 10 tondorane și alea se vor urmă. Noi suntem conștienti de chestia asta. Nu duc necesar, să duc vrejuri, să duc crezi. Domnul meu, la tondoran mic în curte nu-și mai pune cantitățile. Sunt de acord cu dumneavoastră. Se lintează el atunci. Nu discutăm în problema asta, discutăm la ce suntem la... Dacă îmi dați voi acum. Noi suntem la situația de față. Deci, la momentul respectiv. Deci, noi de azi am venit cu propunerea și aici răspund cu ocazia asta. Și eu sunt de acord să nu plătească cei 25. Facem o să nu-ți plătească case nenlocuite 25. Deci, nu vede la amendament. Dar... Nu poți. Domnule, zic să facem o deosebire de case nenlocuite, o casă care e jumătate dărâmată și o casă nouă care... Bun. Nu e același lucru. Poate veni cu amendament, dar să nu plătim pe eu, părerea mea. Părerea mea. Domnul Dancă, dacă îmi dați voie, haideți, v-am ascultat, haideți să ne ascultăm, ca să putem un dialog, ca să vă spunem ce o stă la baza proiectului de impozit și taxe. Deci venim. Da, sunt de acord, dar nu să scutim cei 25 de lei, pentru că iar ne trezim în situația de nu avea debitul. Da, dacă introduce ca amendament, poți să-l votăm. Bun, venim cu 30. Bun, și atunci am venit cu propunerea și aici ai răspunsul lui domnul Petru. Cum am ajuns la suma de 290, era 288, ne-am permis să mai punem 2 lei, am mărit ambele tarife la taxa de salubritate cu 20%. Asta este propunerea noastră. Dacă mulțiți 240 cu 20%, dă suma respectivă, dă 288. Noi am zis să o facem rotund, 290. Asta vreau să vă spun, deci am mărit atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice cu 20%. Pentru ca să ne putem, să ne luăm marja, să nu suntem în imposibilitatea
de a plăti din bugetul local asupra, deci să plătim mai mult decât am aprobat noi prin Consiliul Local. Asta este propunerea noastră. Dumneavoastră puteți veni cu amendamente, aveți dreptul să vă vin, dar gândiți-vă în situația în care suntem, ceea ce v-am explicat, avem 70.000 stabilit ca și debite, avem plătit 81.000, dar plătiți sunt în jur de 40.000. Încasat. Nu se colectează. Jumătate. Nu se colectează cum trebuie. Domnul, și dacă s-a colectat, tot datorii am fi. Dar nu mai e datoria chiar atât de mare. M-ați înțeles? Deci tot datoria am fi. Noi asta... Trebuie să venim cu majorarea cât plătim în plus să ia de la oameni. Nu-i corect să dea din costul. Dar nu ai voie, nu că nu-i corect. Păi, dar nu-i... Domnul, a fost primar interimar. Știți despre ce vorba. Deci curtea de conturi vine și... Îți spune, băi, dar pe ce bază ai plătit tu din Consiliul Local? Că ăsta spune, bate la ușă, spune, băi, omule, ți-am făcut serviciu, eu aveau plata. Nu vrem să intrăm. Mulțumim lui Dumnezeu până acum. Nu suntem în incapacitate de plată să avem datorii către furnizori. Așa, cum a fost bugetul? Mic, mare, cum a fost? Am încercat să fim cu plata cât se poate la zi. Au rămas câteva în luna decembrie, asta este. Dar vreau să vă spun că am încercat să fim... Am avut probleme mari cu câteva miliarde. La fel n-ar fi corect la anul să plătim mai puțin, lumea să dea mai mult. Iar nu-i corect. De-aia zic, s-ar trebui la sfârșitul anului. Păi eu ce vă spun? Facem iarăși balanța. Asta vreau să vă spun. Deci ideea este în felul următor. Asta este propunerea care a stat la... astea sunt criteriile care au stat la propunerea noastră de mărirea taxei de salubritate. Și dincolo, la fel, la celelalte taxe locale, care vineam taxe speciale, în special, au fost care au stat la propunerea, într-adevăr, vorba lui domnul consilier Păstică, nu o să recuperăm niciodată cu 5 lei și vorba nici cu 10 lei, nu o să facem noi să avem un serviciu de pază asigurat. Cam am încercat diverse variante și diverse modalități de lucru. Dar am zis să avem acolo pentru orice eventuale, mai putem achiziționa încă o cameră, să mai, eu știu eu ce lucruri, poate să mai defectează, sunt atâtea lucruri de... Deci trebuie să facem în așa fel încât să putem să avem o asigurare, o mentenanță, că ei se asigură tehnicul. Dar dacă se rupe cablul de alimentare, nu vine. Băia, nu-i vinovața aia de la Rom Telecom, cu doar cablul, bate un vânt și îți rup un cablu de alimentare. Noi nu trebuie să venim cu cablul noi? Deci, de unde luăm banii respectivi? Am înțeles. Domnul primar, ați mai spus aici, 60 lei. Familie pentru familie alcătuite din două... Două sau mai multe persoane. V-ați gândit și locuințele unde se află doar o singură persoană? Ba da, cunosc, ba da. Niciuna și una. La 25. La 30 de persoane, nu e propunerea noastră, este. Lasă-ne locuite pe persoane, locuințele cu o singură persoană, e 30. Iar de la 200, 60. Astea sunt propunerea noastră, ca să, făcând un calcul, de echilibrare, ca să putem să ne asupăm... De la 2 la 10 e cam mult. De la 2 la... Cum adică? 2 persoane mergi normal, 3, 4, după aia mai mergem, nu mergem la... Așa am avut-o până acum, n-am mai venit cu alte modificări. Deci până acum așa au fost stabilite. Totuși, venim cu diferență. Venim cu amendamente, asta este propunerea noastră. Având în vedere că e cam pe sfârșit, sunt pe sfârșit de discuțiile și o să trecem la votat acest proiect de hotărâre pe amendamente, vreau să fac cunoscut punctul de vedere de ce o să fiu împotriva amendamentului cu taxa de salubritate. În primul rând, lucrând în cadrul primăriei, nu acum ca viceva de atâția ani, nu știu la care amendament vă oferiți, cu taxa de salubritate, domnul Crețu are un alt amendament. Haideți să, atunci să spun de ce sunt de acord cu forma propusă de, în proiectul de hotărâre. Pentru că din luna iunie până luna septembrie, deci perioada de vară, când vin... cei mai mulți din care locuiesc în aceste case, care spun că sunt nelocuite, dar nu e corect nelocuite, sunt plecați temporar, vin și se fac două transporturi de gunoi, da, săptămânal. Domnul Bogdan, vă rog frumos, hai să ascultăm un pic. Acesta este unul dintre motive. Alt motiv ar fi acesta. Dacă, exact cum s-a anunțat, 69.000 de lei ar fi suma care se încasează, dacă s-ar în totalitate, da, și 81.000 de lei ar fi plata,
Nu numai că anul acesta care urmează ar trebui să recuperăm și cei 11.000 de anul trecut, trebuie să avem în vedere, în cazul în care se cheltuie, se plătește tot 81.000, să punem și acei 11.000 pentru anul acesta, în plus. Cu toate că poate există și riscul să fie mai mare cantitatea. Dacă e mai mic, cu atât mai bine. Și dacă am scădea în altă parte, automat ar trebui să creștem la ceilalți. Și nu e corect totuși, pentru că sunt bătrânei care nu văd eu cât de mult gunoi produc, dar locuiesc aici și plătesc acei 30 de lei pentru locuințe o persoană. Și vin cei din străinătate, acele 4-3 luni în perioada aceea, și produc gunoi mai mult decât produce acest bătrânel tot anul. Și atunci noi ar trebui să îl scutim pe acesta de plata taxei de salubritate, cel plecat, da? Și să plătească bătrânelul, nu 30, 40. Și asta, de aceasta am vrut să iau cuvântul, să spun din ce cauză o să rămân la propunerea inițială pe taxa de salubritate. Mulțumesc pentru... Da, vreau și eu aici să dau ceva. Dacă... Nu ne-am ascunde să nu spunem nimic la oameni că poate pierdem votul și s-ar avea puțin grijă de tonderoanele astea. Eu când eram, m-a dus unul vrejurile din astea, m-am mers și am văzut cine le-a urcat și am spus data viitoare ți le impun, nu mai dus. Deci să avem grijă de tonderoanele astea, ne vedem că unul duce cu roaba crengile, se spune, băi, Rene, nu duci crengile în tonderon. Dai foc în grădină. Domnul Dacă, dacă am văzut și eu am spus. Se vede, dar nu se spune nimic domnul la oameni. Domnul Dacă, ba da, am spus și vă dau, dacă deci e nevoie, vă spun da, și cine putem și putem că ce ajutoare sociale sunt să dăm primirii tomberoane la oameni și scădem cantitatea deci, și... Deci, cine ați văzut? Și am avut discuție genul acesta. Să duce iarba din grădină, să ai iarba, să ai roabă și o duce la fundă. Dacă vede unde la ajutor social că aruncă crengi, și vine apoi ăla zice și spune la amenințe dacă pe stradă. Dacă se împart cu orele pe pază, câte ajutoare sociale avem, punem câte un om la tonderon. Nu, cred că nu ne înțelegem asupra de... Omul nu vine să-ți spună, deoarece da. Zice, mă fac dușman cu... Și atunci plătim, acum dăm și mai mult dacă... Deci dacă nu avem grijă tot anul să arunce numai ce trebuie, plătim. Această treabă putem să avem și noi, primărie, și când observăm, și în calitate de consilier local, și în calitate de angajați ai primăriei, pe mulți să fim... Dar de obicei se merge exact cum spune doamna Vici. Vă spun că l-am văzut pe Gâlea, dar nu mă spui cât am spus eu. Mă duci, vorbesc cu domnul ăsta. Asta face pe da. Să... De ce să ne ascunde după ce zic că... Le e greu să lucrez cu omul cu care e... E pe linia aia, duce și pasărea la murit acolo. Da, păi, eu am toberul aproape de mine și îmi vreau să am terminat. Mulțumesc Dumnezeu! Ca să l-aduci la adevăr. Da, să zic mai acum de... Totuși la... Am dat foc la două tomberoane, aia cum era de tablă la moară, dar celălalt... Păpăs cenușa cu... Nu da, acolo. Nu mai avem nimic de adăugat să trecem la postul amendamenții. Nu, numai o singură propunere, totuși atât mic, nu se face impunerea, să trecem din comună. Chiar s-a ridicat în cadrul comisiei, nu nominalizăm, nici nu sunt persoane importante, așa. Am mai cumpărat o casă care nu-i locuită. E lângă el acolo ca să nu intre la cineva. La casă îl impui cu două, deci pe el, pe gospodărie, cu două persoane sau trei, cu două persoane câte sunt, să mai pui și dincolo o casă nelocuită, mi se pare incorrect. Deci cazurile se trebuie cunoscute, aduse la cunoștință, dar cunoscute în cadrul comunii. El locuiește aici, cetățeanul respectiv. Și-a mai luat o casă, s-o evit lângă el, acolo nu stă nimeni, nici n-are decât să locuiesc, dacă nu-ți bagi altcineva peste el. Are patru pare acolo în picioare, și o ușă. Ăla mi se pare incorect să-l impui, să-i faci două roluri, rolul respectiv de la X, trecut pe numele lui și să-l impui acum la salubri, la taxe de salubritate. Mi se pare incorect. La impozit zice că a doua casă la impozitează cu mai mult. La impozit e cu totul altceva, domnul primar. Impozitul este datorat statului, domnule. Dar taxa e taxa pentru serviciu care el face. La nu-i face serviciu. Opa, domnule, că suntem aici ca să turăm bani la buget. Domnule, eu am zis ca atenție să aveți în vedere. Eu mențin părerea că cei mai dezavantajați sunt cei care, cum am zis, ei vin o lună pe an, pun produc cu noi. Deci dacă am avea cuvele și ar plăti
pe luna respectivă 4 lei de persoană, câți membri ar fi la familie? Nu. Și 4 membri de familie, dacă ar fi, i-ar plăti 16 lei, da, pe luna respectivă. Cei care vin de afară știu că... Păi tocmai că asta e, că au bani. Asta e mentalitatea noastră de aici, că ei vin cu bani. Păi da, ei ne țin comunitățile, cei de afară cu munca lor ne țin pe noi în spate. Și profităm de munca lor ca noi să... Nu profităm, și afară mii, o tăiere ședință, ca să-mi dea cu noi. Eu n-am zis, pe noi au fost mesaje, nu la cei care vin de afară. Familiile cu o persoană, cu două persoane, dacă ar avea cu belă și s-ar plăti cei 4 lei, ar fi în loc de 30-48, în loc de 60, 8 ori 12, 96. 12 ar veni 48, în loc de exact. 30. Deci s-ar plăti un pic, noi întâmpinăm greutăți în încasarea taxei de 25 de lei, pe an. Domnul primar. Deci, păi întâmpinăm dificultăți, dar înainte de alegeri s-a bătut o mare monedă pe chestia asta. Da, domnule, cu Bela. Înainte de alegeri, da. Înainte de alegeri, poate și plata din aplicostul secretar cu stabilitate și nu salut, au venit la mine. De ce ziceți? Bă, dacă vreau să vă contrazic, ziceți că n-am îmbunătățit cu nimic. Deci cred că s-au adus pubele într-un un an jumate, cât au fost pubele până containerele până atunci. Greșit, e enorm. Da, nu trebuie să mai aducem. Da. De atunci ce trebuie să facem? Păi nu, dacă noi se pune jos dacă nu se aduce. Da, haideți. Cred pubele v-am venit. Haideți, venim. Vă rog, domnul președinte, haideți să încheie eu cu o propunere. Haideți să o terminăm cu tomberoanele astea, că m-am săturat. Sunt azi, unul este chiar plăneu, unde tot arul pe acolo, azi. Haideți să tragem tare și să aducem pupel la fiecare în parte. Dacă avem pupel la fiecare în parte, tragem tare, venim cu propunerea să luăm am un miliard din fondul de rulment și luăm pupele dacă vreți. Decât să ne bate în joc unii de alții. Cum o să ajungem în situația asta? Problema e, domnul, ce o să facem? Unde sunt 5-6-7 persoane? Știți cum e? Un pic, dacă îmi dați voie, o să scadă, dacă îmi dați voie, o să scadă cantitatea de gunoi, dar nu mai plătim la cantitate. Exact. Plătim la persoană. Ce facem unde sunt special unde să vină două tăișuri, deci ai cu două tăișuri. Puneți-o 4, 6, 12, vreau să ați făcut calculul la o persoană. Gândiți-vă la o familie de 5 persoane care va plăti 20 de lei pe lună. Ori 12 luni, 240 de lei, ajunge cât o persoană juridică. Dacă 7, 8, nu zice 10. Dom'le, nu comentăm. Cum o să ajungem în situația asta? Noi eu... Mai de mers, mai trebuie. Da, nu este, oameni, nu este. Trecem la lor consilieri. Trecem la consilieri. Hai să sunăm spre aprobarea amendamentului domnului Dămoc Claudiu, care dorește ca cei 30 de lei pe an pentru casele nelocuite să fie scos din taxele de anul acesta. Cine este pentru? Plafonarea obligațiilor fiscale 300 de lei pentru persoane. Întrebați și eu împotrivă. Cine este împotrivă? Și la abținere. Cine este împotrivă? Cine se abține? Aici am discut. Trei acțiuni. A trecut sau nu? Amendamentul nu. Al doilea amendament al domnului Dămoc este plafonarea obligațiilor fiscale la 300 pentru persoane fizice și 500 pentru persoane juridice. Cu afișare. N-am discutat asta. Noi veneam cu o propunere de 500 cu 1000, da? Dacă vreți 300 cu 500... Nu ne deranjează cu nimic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu. Da. Aici bine, poate până la urmă să mai stăm și bala. Da. Nu ne regăsim și noi care suntem aici. Asta vreau să vă spun. Să nu ne regăsim și noi de aici, de acolo pe listă. Nu, n-am zis nimic, n-am dat nume. Asta e vina dumneavoastră, dacă corect. Se regăsește unul de noi. No. În momentul când nu luați indemnizația, no. Întâi tai citanța. No. De ce nu? Dar ce e obligatoriu? Obligatoriu, ce nu? Păi reține. Obligatoriu. Nu e obligatoriu. Mergem la amendamentul domnului Crețu cu privire la... S-a dat din casă la impozite și taxe. Doamne ajută! 5 miliarde. Mai că aveam un casier. Mergem la amendamentul domnului Crețu de la 5 lei pe autorizație la 4 lei. Da, am început cu altceva. Da, o să vine bun scump pe toate. Eu mi-am notat. Păi, am început cu ăla care am fost
25 de lei. Nu, dar ăla voiam să vă dați, ăla e important. Să mai zic lumea că trag pentru societăți. Să rămânem pe 25 de lei pentru casele înlocuite și pe cele locuite de o singură persoană. Aici. Nu, n-am zis așa. 25 nelocuite, 30 pe persoană. Și restul să rămână valabil cea. Nu, a spus și vreți și 240 pentru persoane juridice. E pe rând, am notat. Nu, dar e cu totul altceva. Ba da, e același. Cum să fie același? Păi sunt schimbate la salubritate. E aceeași. Da. La un loc. Iată, cine e de acord cu 25 și cu 25? Cine este de acord cu 25 de lei pentru casele nelocuite și cu 30 pentru o singură persoană? Așa a spus, da? Nu știu, 240 la persoană juridice, asta e mea. Asta la urmă, că domnul vrea pe rând, domnul... Dar fi 30 de acord. Domnul Crețu le vrea pe rând să le voteze. Păi cu 25 pentru nelocuită. Atâta e modificarea dumnealui. 25 pentru nelocuită. Să rămână 30 pentru cei... Nu, domnul Crețu spune așa, 25 pentru casele nelocuite, 30... Restul să rămână la fel. Nu! 30 pe persoană. Asta e ce propunerea noastră, 30 pe persoană. Deja este 30 de lei pentru o persoană. Deci, modificat, asta se face. Vreau să repet ce am zis. Este incorrect pentru cei care nu locuiesc acolo. Să iau la fel pentru ăla care are o persoană acolo. Deci, la 30 cu 30. Am spus, rămâne 25 pentru casa nelocuită și 30 pentru cei care are o persoană. Trebuie să nu mai este calculul să recuperăm acei 11 milioane. Amendamentul domnului... Crezi cine este pentru? 3. Împotrivă? Abține. Abține? Nu. O abține. Boboc. Se revenim mai boboc. Eu am înțeles doar, să votez o prostie, dacă n-am înțeles. Eu n-am avut de dar dau un aduce televiziunea ca să ieși de aici. Următorul amendament, să vine sunt tot două pe sau. Domnul dorește 4 lei pentru autorizație în loc de 5 lei, da? Cine este pentru? Domnule, eu sunt pentru, ajută societatea. Care nu au oricum n-a absolut. Două. Împotrivă? Nu există. Domnule, baghiat acolo de umplu tot. Abține-vă, abține-vă, ca să... Nu, au abține. Dă-mă, să scrie și cine. Și ultimul amendament, 240 de lei taxa pe an pentru persoana juridică, la fel cum a fost și în 2017. Corect? Da. Cine este pentru? Două, trei. Împotrivă? Abține? Două. Două abține, da. Unde? Ai la minunat. N-am. Ești corect să abține. E corect să abține, da? Să vă mânca de acasă. Să vă mânca de acasă. Nu, da, așa e corect să vă abțineți de votare. Da, domnule, sunteți și de partea cealaltă. Sunt trei, ciocaci și nicovară. Păi, o bune cu mai era, domnule, dacă cu piscină... Piscină? Da. Nu, 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 acolo cred că, dacă dați voi, acolo o răspund domnul, eu răspund domnul Dămboc, că n-ai răspund eu. Da, erau amendamentele. Conform... Ar modificat taxa sau per total merge tot acolo să plătească? Care taxă? Ce plătește la lac? La luciu de apă? Nu. Ne-am modificat zona de încadrare. Atât. Și acolo nu putem spune între și între. Iar aici la discutat de... Terenul din extravilan. Pășune. La pășune, că e subvenționat de stată. Dar avem pășune noi privată? Pășune. Toate pășunea este privată. Toate privată. A primării, a comunii. Dar vii dacă proprietate privată. Da, dar să plătesc proprietarul în chirie. Atenție, sunt cetățeni care au 2-3 doi. Taxă să plătești, nu impozit. Taxă, dar nu impozit. Pășunea fiind concesionată, să plătești taxă. Deci, aia deci pășunea care este a statului, este concesionată pentru ea, nu se percepe impozite și taxe, decât taxe de concesiune. Dar sunt și pășuni
proprietatea cetățenilor. 2, 3, 4, 5 ani. Aici, domnul Dancă a pus problema celor care primesc subvenții să fie majorate. Pășunea privată, de aceea primăriei nu-i privată. Nu, care primesc subvenții pentru pășunea. E pentru asta primești, pentru asta primării. Dar n-avem. N-avem suprafeță așa mare pentru... Ca să treacă de 30 de ani. Nu. Da, amendamentul aprobat este doar al domnului Claudiu Dămoc, cel cu plafonare obligatorie. Da. Susținem pentru aprobare proiectul, inclusiv cu amendamentul domnului Dămoc. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul Dămoc este cu abținere. Da, o să trecem la punctul 2. Punctul 2 al ordinii de zi, întrebări, interpelări, petiții și informarea Consiliului Local. Cine se înscrie la punct? Altcineva? Altcineva? Doamna Tavinarescu, domnule. Da, s-a vorbit cu șoferul de mașina de gunoi pentru cei din bază. Dar dacă se mai poate duce domnul de rog. Șoferul spune că mergi cu spatele până acolo. Da, o să discutăm acolo de suplimentare. Este nu știu dacă... Dacă merge cu spatele, da. El... Da, el n-a văzut că noi am primit, într-adevăr, sesizare să se pună până acolo. Dar cum ați spus, da, aici făcut drumul, nu știu, sau domnul Dan, cine l-a făcut? Până la David se poate coborâ și cu da. Mama camionul. Da. Și se poate întoarce. Un pic toaletatul ăla cu copa, așa aici un toaletat. Dacă eu cobor acolo de două ori viză. Da, da, câte mașini, câte greutate are mașina noastră? Da, nu știu, duce prima dată acolo. Nu știu, nu știu. Nu știu, mai dacă nu știu, să zicem tare, da. Ori faci că nu știu că drumul nu e rău, adică dacă duci cu bani. Da, cred că mai mult facem rău decât bine, da, bine, o luăm tot. Poate să facă și roată, că-i pentru ei tot. Da, vreți să vă rog frumos. Campanie nu ne-a rog. Stai mai ai. Un spate, un spate, un spate, un spate. Da, este aprobat, avem cererea aprobată. Așa și le-a mai pus, domnul Cred. Da. Așa și le-a mai pus, domnul Cred. Da, vă rog frumos. Acă mă mut, dar am avut și solicitarea acum, dar nu pot să fie prin termenul. Domnul președinte, eu știam că este punct la ordinea de zi. Eu mă ridic și plec, n-are vreo să stau aici. Sau ce discute XY așa, ca la târg. Vă rog frumos. Dacă sunteți în măsură să duci ședința până la sfârșit, totuși, eu, dacă nu, eu mă retrag. N-are rost să-mi fac nervi aici singur. Deci am discutat personal cu domnul primar, camere la vedere. Și am spus că era un lucru foarte important ca de sărbători ele să fie funcționale. Am avut o problemă acolo în zona la mine și chiar am rămas surprins că de fapt sunt de decor. Și cât am mai trece până îi vedem funcționabile, nu se știe. Plătit, mai, domnul Bogdan, vă rog frumos, mai am o problemă foarte importantă. Citeam în niște documente cu, să le zic, darea spre soluționarea unor lucrări în cadrul administrațiilor publice. Este foarte important ca acolo, la școala de la Sohodor, unde cât de curând sperăm să începem lucrările, să facă aducțiunii de apă, neapărat, pentru cei curent electric pus în plejmuie. Pentru că niciun constructor nu va veni, nicio societate care se ocupă cu așa ceva, să facă lucrări acolo dacă nu au asigurat o pază. Asta înseamnă împrejmuire, curent electric și apă. Atât, au spus. Cum vreți? Vă răspund punctual sau la sfârșit? Da, domnul secretar. Aș avea două interpelări. Domnul primar, noi într-un ședință de Consiliu la vară am aprobat un proiect privind modernizarea cămilor culturale Recătău, adică o... Care mai este stadiul acestui proiect, dacă s-a mai făcut ceva și dacă ne puteți da răspuns, nu e obligatoriu acum. Și de asemenea s-au aprobat extinderea și sumele necesare, extinderea celor două rețele electrice și satele Galeri Sohodor. Da. Care ar fi problema cu ele. Și totuși am văzut aici la ordinea de zi
Asta pentru domnul secretar, mai în special. Întrebări, interpelări, petiții și informarea Consiliului Local. Mi se pare că dumneavoastră ați unit toate cele patru articole la întrebări și interpretări, le-a spus într-o singură. Consider, cred că ar fi normal, numai în cazul în care sunt petiții sau... Petițiile normal să analizează în Consiliul Local semestrial, dacă sunt, și informări când se cere de către un grup de consilieri ca așa. Adică, așa, o mică propunere aș avea, dacă... Atât. Domnul Budaru. Domnul Dămoc, pardon, mă scuzați. O să vin și eu câteva propuneri. Ar trebui și chiar ar fi recomandată la acest, după ce toată lumea își face aceste, trece pe la fiecare, venim cu întrebări, domnul primar ne dă niște răspunsuri acum, ca să venim luna viitoare, să venim cu soluțiile care s-au dat. Degeaba ne sunt interesate acum, practic, starea de fapt. Noi trebuie să vedem și ce s-a rezolvat, după o lună, după două, la problemele pe care noi le sesizăm. Da, informări. Exact, la fel, ca o recomandare, ceea ce am văzut că se practică și în alte comune, ar fi ca lunar, doamna contabilă, foarte bine. Deci noi acum, domnul consilier, știți că să avem publicate pe site cheltuielile lună de lună. Acum, pe luna de noiembrie, nu s-au publicat încă. Normal, până pe data 10 decembrie trebuie publicate și chiar o să vă întreb cine era responsabil și cine nu-și face treaba aici în primărie. Da. Și să vină lună de lună doamna contabil, să vină în fața Consiliului Local și să ne dea explicații în ceea ce privește cheltuielile, pentru că acolo se specifică punctual. Factură către Selgros, factură către cutare. Să știm exact ce se achiziționează, pentru că nu sunt banii cetățenilor și trebuie să știm ce se face cu banii cetățenilor. Da. Mai departe, insist asupra raportului Curții de Conturi să avem publicat pe site. Raportul a trebuit în Consiliul. Și la fel... Țin minte că în ședința din noiembrie am vrut să-l citesc și a zis că nu că-l pune pe site. Nu. Domnul Bogdan a insistat că nu a fost publicat și... Da. La fel, ar trebui cine e responsabil cu site-ul să urmărească un pic poate celelalte comune care stau mult mai bine în față de noi din punctul ăsta de vedere și să vadă care sunt obligațiile și ceea ce este obligatoriu prin lege de publicat pe site. De exemplu, planul urbanistic general, prin lege, este obligație să fie publicat pe site. La noi site-ul e cam vraiște, deci în afară de câteva lucruri care se actualizează, mai nimic. HCL24 este lipsă, deci de anul ăsta, și toate HCL-urile apar sub formă. HCL numărul 1, numărul 2, ar trebui detaliat și sub, dacă cineva e interesat și vrea să privind vadă... Să apară titlul hotărârii. Pentru că nu apare un simplu număr, dacă tu vrei să... Căutam astăzi hotărârea de Consiliu care privește camerele de supraveghere, trebuie să le iei pe toate la rând ca să până o găsești pe cea pe care o cauți. La fel, voiam să mă întreb în ședința din octombrie, ne-ați spus că ne-au urmat modernizarea de curent electric. Da. Că de la 1 noiembrie începe lucrarea până de sărbători. Eu evidențiez faptul că dumneavoastră ați spus că o să până de sărbători să fie gata și nu s-a efectuat nimic. Și cam atât momentan, dacă mai aduc aminte ceva mai... Domnul Budaru. Amintesc, mulțumesc. Da, avem probleme cu cetățeni care îngrădesc domeniul public. Și vă spun unde, nu vă dau nume, clar că... Păi atunci opriți-vă. Cecizare scris, asumată-mă... Dar eu cum am văzut și dumneavoastră n-ați văzut? Poate nu am văzut, noi n-am văzut. V-am dat răspuns, n-ați văzut. Ce știm, domnule, mă numesc eu... Deci aveți cel puțin trei persoane pe aceeași stradă și urmează toți să facă același lucru pentru că nu ați observat la timp. Ok. Și v-am dat răspunsul. Bine. Domnul Pisecaru. Domnule primar. Dar nu așa, 3 metri. Se modifică domeniul public. Toți ori să mute după persoanele respective. Două probleme am de spus. După cum știți, în seara de ajunarea Crăciunului, în satul Rece a avut loc un eveniment nefericit. A ars casa lui Bucur Vasile. Aș dori, sau dacă și Consiliul Local este de acord, să venim în ajutorul acestui om. Și aprobat suma. Banii deja au ajuns. Și a doua problemă ar fi... Tot aceea care a ridicat-o și luna trecută, cu toaletarea oamenilor din satul Recea, deja iluminatul public nu a funcționat vreo două seri din cauza obătocului. La mine mă tăia dat 3 metri în grădină, popacul, și la Recea nu tăia deloc. Păi, o fac cu compensatul. Posibil. Păi, n-avea nicio treabă. Atât am avut. Datorită nu. Am și eu două. Da. Lasă-l, domnul Bogdan. Știu că pășunile sunt concesionate, da?
oamenii ăștia, deci, primesc niște subvenții de la stat, dar ce subvenții, că au câte două, trei mașini acum. Aș întreba eu, cât îngrășăminte s-a pus pe pășunea asta? Cine a tăiat spinii de pe pășune? Nimeni, de ani de zile, de ani de zile. Și? Cine răspunde de asta? Dați-mi întrebare, răspuns, domnule. Cine răspunde așa cu câțiva de zile? Da. Domnule, altă întrebare. Domnul Bogdan, să începi cu altul. Tu atât știi să-ți spui. Nu te ocuri, tu ai argați ca în locul tău. Domnul Bogdan, da, altă întrebare. Deci eu am răspuns de pădurile particulare. Eu m-am dus la Ocolo Silvii cu procese verbale, cu cereri de, așa, pentru paza particulară. Ce s-a ajuns acum? Deci în locul lui Dorofei, că el s-a săturat, a văzut care sunt problemele în cazul pădurii, și-a dat demisia, și-a ieșit la pensie. Și-a trimis un brigadier de ăsta de pe la... Și s-a bătut joc de oameni, s-a bătut joc, a marcat ca mâna așa, deci în pădurea lui particular. Exact, da. Nu, că asta aveam de gând, să știți. Că nu a vrut să marce nici mie, deci eu mă zbat, că dacă nu eram eu și cu Ioana Lufania, pădurii particular nu mai exista în Horgești. Nu a existat. Și s-a bătut joc de mine, știi? Ce, dar cine e ăsta, domnule, știi? Dacă mai vine a doua oară, eu deja vorbisem cu oameni. Domnul Bogdan, concret, care este întrebarea? Întrebarea este, de ce nu se ocupă și primăria de așa ceva? Că eu mă duceam, aduceam brigadierul la marcat, la asta. Eu mă duceam ca primar. Nu se poate tot trimiterea ocolosilor din partea primăriei. Da, o să știi, dar răspund. Exact, da. Deci nu se poate, omul cu pădurea lui să nu-i se mate, deci să-ți bată jos, să marce araci în loc de 3-4 copaci mai mari din iarnă, știi? Nu, dar eu aveam de... N-o mai venit. Că dacă venea, eu pusesem deja oameni să-l bată, ca să știi. E o soluție. Nu? E o soluție, să știi. Este o soluție, să știi. Păi dar dacă nimeni nu se ocupă, nu se ocupă, stă în primărie cei care ar trebui să ocupe de așa ceva. Batem noi? Da. Cum? Nu. Să vă ocupați de așa ceva, să vă duceți, să aduceți brigadier pentru oameni, pentru asta. Nu cred că scrie în fișa postului a unui primar. Dar nu trebuie să scrie. Domnul marcat. Nu trebuie să scrie, băi, omul. Trebuie să te ocupi de oameni. Dar nu de oameni, domnule. De oameni, da. Dar nu de brigadier. Nu. I-a arătat ocolul silvic. Nu se poate așa. A sesizat ocolul silvic, dumneavoastră? Dar nu, că acum mi-a cerut mie Ioana Lupane, îți fac eu o plângă. Domnul Bogdan, mai aveți vreo întrebare? Da, atât. Atât. Mai e cineva care să ia cuvântul? Ar vrea la domnul primar să aducă la cunoștință. La noi, la Sofia, au plecat mult oameni în străinătate. S-au rămas circa peste 100 de câini pe acolo. Nu se poate face, să mănânci oameni pe stradă. Da, facem o adresă de chestii. O pleca, să vină niște inghieri, să-i prindă. Să nu trebuie. Minim am mâncat vreo de acum. Da? Așa e? Nu te mănâncă, că stai în mașină. Da, e bine. Domnul Bogdan, te-a avut cuvântul. Dar m-a luat din mers așa, m-a luat. Nu mi-a sărit în spate. Hai, domnul Pisecaru, lăsa să spună ce are. Da, asta a văzut. Deja de să vă răspund. Nu, dar poate mai vrea cineva să ia cuvântul. Mă stați așa, așa. Ne-ați anunțat că avem doctor veterinar. Nu este adevărat. Ba da, nu este, domnule. Eu nu-l văd. La o vecină de-a mea a murit 100 de păsări. Domnule, eu vă spun că este doctor veterinar. Dar de ce văd? De ce să-mi văd? Adică de ce zic că nu este? Nu, este. Am văzut și pe cabinet acolo, are plancard. Da, îl suni. Ai probleme, îl suni. Așa vine? Da, n-am cum să vă spun. Ani v-a spus cum asta. Să vină de 10 ori pe an să faci injecții la vei. Da, tu să ai probleme. Domnul Bunar, ați avut cuvântul, dacă mai aveți ceva de adăugat. Ați avut cuvântul, trebuia să spuneți, că n-ați avut de spus. Uite, mai vine crezii, ce are problemă? Haideți, domnul primar, răspundeți la... Să luăm încet. La Savin Tomberon, noi am avut sesizare acolo. Dacă noi am avut probleme, să știm prea bine și acolo la domnul Tufescu, unde are posibilitatea de a întoarce mașina de gunoi. Am o problemă în care nu a urcat să ia, când plouă, nu urcă mașina acolo. Nu știu cât ar putea intra acolo la cărnă. Dar încercăm, nu zicem că nu, o să ducem un
un container acolo și să încercăm să putem să, să ridicăm. Domnul primar, da? O intervin, o soluție, am văzut în da, această comunitate. Persoanele de la 460, da, locurile unde se intervine, au însat... Aceeași am venit și eu, propunea și ideea. Să ridice și să ducă cu noi un, da, în cel mai apropiat loc unde ajunge mașina. La camere funcționale. Într-adevăr, noi ne-am dorit să facem camera asta funcționale. Dacă vă aduceți aminte, într-una dintre rectificările bugetare din anul, din luna decembrie, nu din an, din luna decembrie, am venit cu plata către, să dăm drumul la acest, la aceste funcționare. Noi am invitat, după ce am făcut conectarea la electric, la partea electrică a lucrurilor, i-am solicitat pe cei de la Rom Telecom, dar undeva era, ei au venit și cu partea asta cu, au fost o disfuncționalitate între cele două instituții. Ei așteptau bani, noi nu am plătit și aici vreau să vă aduc la cunoștință că nu s-a plătit niciun leu. Sunt, până nu se face recepția, până nu văd camerele operaționale, nu vom plăti niciun leu. Prin investiții, banii vor rămâne în fondul de rulment, pentru că n-avem altă posibilitate. Eu n-am fost de acord, ei au pus problema că nu vin să dea drumul până nu intră în avans, eu n-am fost de acord până nu intră, până nu facem recepția camerilor, nu avem cum să plătim. Pentru că, vă dați seama, dăm drumul la bani și după aia nu ne trezim că camera respectivă nu prinde anumite lucruri, vrem să le schimbăm și ne-am spus o anumite păreri asupra lucrurilor respective. Am spus că nu vrem să modificăm câteva camere, în fine, mai multe discuții. Bun. La școala de la Sovodor, de adevăr, așteptăm și noi, până acum vreau să vă spun că nu am fost chemați pentru semnarea cererii de finanțare pentru construirea școlii de la Sovodor. Așteptăm la începutul lunii, din discuțiile avute cu colegi primari, a reușit că au fost cei din septembrie, undeva până pe 15 octombrie au fost chemați, colegii primari. Deocamdată noi am depus la sfârșitul lunii octombrie și așteptăm să ne vină... Ține de firma că e proiectul, să ne vină... împrejmuirea clădirii, deci facem împrejmuirea noi înainte. Apropo de împrejmuirile și toate că apă, lumină și toate chestia asta, din câte știu eu nu mă pricep, nu sunt expert în construcții, noi vom da șantierul, vom trasa și vom da firmii respective, iar firma respectivă o să o ajutăm, e logic, să ajutăm cu lumină și toate chestiile astea, dar nu știu dacă ar fi condițiile astea, în momentul când preia firma respectivă câștigă licitația, explicăm despre ce e vorba. Modernizarea căminului. De adevăr, eu am fost la începutul lunii la AFIR, la Iași, și ne-am alte probleme pe care le-am mers să le discutăm, am venit cu niște completări. Ne-au cerut, așa cum după ce am aprobat completările pentru achiziționarea bordului excavatorului, ne-am depus completările respective în termenul după stabilirea de consiliul local. M-am interesat, este în lucru, nu avem nicio că e aprobat sau nu e aprobat. Este în lucru la ei. Pentru extinderea de rețea, într-adevăr, am zis, așa, și mi-asum ceea ce zic, că în 1 noiembrie vom face extinderea de rețea. Vreau să vă aduc la cunoștință că pentru a face anumite lucrări, ne trebuie foarte multe, nu foarte, poate am exagerat, dar multe avize și autorizații. Nimeni nu se asumă lucru fără obținerea tuturor autorizațiilor. Vreau să vă spun că cea mai greu de obținut a fost cea de la Rom Telecom. Nu știu de ce, dar chestia în certificatul de urbanism spunea și un aviz de la Rom Telecom. Vreau să vă spun că 30 de zile mi-au ținut exact cum spune legea. N-au făcut niciun rabat, cu toate că am insistat, dar că pentru proiectul de la școală am avut, pentru că era PNDL, am avut un pic înțelegere și ne-au dat un aviz, pentru extinderea rețea ne-au ținut exact 30 de zile de la data depunerii până la data
obținem. Vreau să vă spun că la momentul actual s-a semnat contractul de executare, dar am sistat lucrările, urmând să continuăm în anul următor, deoarece intemperiile și nu ne puteam, nu puteam să ne, ne vremea respectivă nu ne putea permite să, să ducem la îndeplinire în cursul anului ăsta. Așa, privind cheltuielile, doamna contabilă, da, mi se pare un lucru binevenit, în afară de afișarea cheltuielilor pe site, care nu știu cât de noi îl urmăresc, ar fi bine și am să o iau ca o propunere binevenită, doamna contabilă să vină să ne spună efectiv plățile respective. Oportunitate de conturi. Da, îmi pare rău că nu este publicat, nu, ar fi fost ideal, dacă vreți să vă facem, am zis să facem o copie și, și către dumneavoastră. Mea culpa, aici mi-asum chestia asta, eu am vrut să-l citim, am zis că nu, să-l punem pe site, nu să-l punem și pe site. Asta e... Sinteza ar fi bun de prezentat. Da. Prezentul ăsta trebuie să-l vă... Da, stăm să-l citim în prezent. Și dacă îl punem și pe site, e și mai bine. Cu sinteză, doamne, din el, citim tot. Da, ei, așa, pe site, într-adevăr, cu am sesizarea dumneavoastră este pertinentă și într-o chestie cu domnul secretar, am sesizat și noi chestia asta, că pe site sunt puse HCL-ul numărul Isulescu, căutam și noi un HCL-ul și eu cred că ar fi fost mai ușor să găsim și denumirea HCL-ului, privind respectivul lucru, privind respectivul lucru. Dar asta, se pare că a sesizat-o și noi, dar ne-am autosesizat și noi în momentul când căutam o chestie. Da. Se va remedie. Toaletarea de la satul Recea. Eu tot am mai venit, nu știu de ce, nu să facem o adresă. Revenim cu adresă. Recea nu a fost deloc. Absolut. Satul Recea nu... Nu a fost, dar știți că a fost... Bun, știu că au ei. O să revenim cu adresă, doamna viceprimar. Și o să facem și ținem spre toaletarea în satul Recea. Cu pășunile. Noi avem concesionate pășunile, așa cum știți. Ei au obligație prin, prin contractul de concesiune să-și pună toate chestiile astea. Da, să știți că a fost viceprimar cum se pune situația acolo cu pășunile, așa că nu... Cine răspunde? Nu știți? Domnul primar. Nu, așa. E modificată fișa postului și mai dumneavoastră aveați. La mie da. Fișa postului nu am pădurea... pășune. Nu am pășune. Rămâns pădurea, referitor la pădurea de la Ocoluții. Probleme sunt, și am mai afirmat și data trecută, pentru că a fost ideea și eu susțin chestia asta și am discutat la nivel de conducere a primăriei, să luăm decizia de a nu mai interveni ca și intermediari între Comunii Hoceni și Ocolul Silvic, pentru că am crezut în mijloc și am crezut nevinovat, noi am vrut să facem un ajutor și ajutorul respectiv s-a dus în obligații. Sunt oameni care ne sună, atât pe mine cât și pe doamna viceprimar, de pădure. Dom'le, dar eu ce fac cu lemne? Dar eu n-am decât atâta. Deci nu știu cum s-au înțeles că noi am avea un interes în toată chestia. Nu, mai spun blamările, asta nu intră, că suntem deja tăpăciți sub privința asta. A, copăcuții, pădreți, nu discutăm, asta nu vreau să discutăm. Dar am căzut, ca și instituții, în mijlocul unui colaborări între oameni și cu Ocolul Silvic. Lipsă de colaborări. Ocolul Silvic cheamă primăria, nu cheamă oameni. Păi eu, cine? Ocolul Silvic? La Ocolul Silvic. Da, cum? Da. Nu cheamă pe noi. Bun, ca să-i ajutăm. Dacă nu se cere și când vin... înainte de ședință, ce probleme are bun. Lumea? Și când vine omul și îmi cere lemn, eu ce? Eu trimit că de Ocolul Silvic. Dar omul așa vin. Oamenii așa au înțeles că primăria va da lemnii. Așa. Particulară. Cu pădurea particulară, dumneavoastră sunteți proprietarul pădurii, da? Da. A venit brigadierul, că-i Doloftei, că-i Cioroabă, că-i bunul să numea respectivul, avea niște obligații de servici ale lor. Nu cred noi, că am fi noi în măsură să mergem să aducem în partea asta. Nu știu, nu știu, nu știu dacă există o chestie de asta. Nu. Domnul meu, nu văd.
M-ați înțeles? Adică să vină, dar în atâta proprietari, cum se organizează pentru pază, fiecare plătește pază. Eu zic că proprietarii respectivi, fiind proprietari, că am vrut să fim proprietari, ne organizăm și haide, domnule, să plătim o mașină, să aducem brigadierul să marcheze pădurea. Eu așa zic eu, părerea mea, așa văd eu logica. Nu știu dacă, poate o văd greșit și eu. Nu, nu cred că așa vorbește și domnul Bogdan să pună problema și nu așa se pune. Deci sunt proprietari de pădure. Da. S-a indus greșit în rândul lor că să plătească paza în septembrie-octombrie. Și vin la marcat în luna noiembrie, când încep să vină frigul și zăpada, și te duci în ianuarie să-ți iei lemnele din pădure prin zăpadă, să te lași plehabite și de lemne de tot. Iar într-o discuție importantă cu cei de la Ocol, doamne, dar de ce nu plătesc eu în ianuarie? Să marci până în luna mai, prin iulie, iulie, august, să pot lua lemne. Nu spuneți că atunci și vegetații, pădurea, nu știu ce nu-i voie. Dar în același timp, păduri, tirurile care toată vara lemne pe parchete care le-au, cum se cheamă, licitat cu anumite persoane fizice sau juridice, nu mai știu, și care lemne le vând și nu vende. Noi am zis, vorbesc pentru zona Răcătău, pentru că sunt în situația respectivă și eu. Noi am zis că să punem vreo câțiva oameni măcar, o parte, cel puțin 10 oameni, să plătim în ianuarie, să facem cereri la Ocol toți 10 și solicităm să vină să ne marge. Contracost, plătim toate taxele și atunci, dacă nu vor veni și ne vor impune problema, atunci să intervenim prin autoritatea publică locală să... Bun, revenim la această dumneavoastră cu bătaie, cu nu vreau să ascult, dar ar fi fost bine o sesizare către Ocolul Silvic. A sesizat Ocolul Silvic, este angajatul Ocolului Silvic. Eu cred că ar fi fost normal și firesc și legal. Da, domnule. Bine că n-a mai venit. Băi, nu. Bine că n-a mai venit. Cum zice dumneavoastră? Când comunitari. O să facem adresă la firmă de ecarisaj și să vedem dacă poate să vină să ne ridice. Iubiți și câinii vagabonți, spune Mihai Constantinescu, așa este. Cabinet veterinar. Da, eu puțin că ești la nivelul comunii Forgești, doctor veterinar. Din discuțiile purtate cu dumnealui din mai multe ori, am zis, domnule, și o zis următor, el ne-a avut locuință, este obligatoriu tratamentele obligatorii. Iar orice urgență, mă zic, poate să sune, el nu se supără, comparativ acum ați face cu Dumnezeu să lege domnul Minea, nu dădea voie nimeni să vină pe teritoriul dumneavoastră în Comuna Hogești. De era el. Poate să vină, o zi, dar și ăsta e, ăsta e. După la urgență poate să vină oricum, contracost, oricând poate să vină oricine să facă tratament. Asta vă spun, asta mi-o răspuns, dacă vreți să fac, intru într-o audiență, i-am și zis la un moment dat, nu ca o amenințare, dar vreau să ajung la o discuție cu la DSV. Ne dorim, sunt adevăr, să fie cineva în momentul când și mie mi s-o împolnăvit păsările și... Na. Trebuie să-l sun, nu-ți vine să-ți bată în față. Domnule, deci, nu, deci e diferența acum. Noi ne-am învățat, da. Noi ne-am învățat cu domnul Minea care ne bădea în poartă, care ne înjuram. Iar o vin și iar asta. Vine de una, da. Și invers. Și acum ne-am dus în panta cealaltă, adică nu vine nimeni să ne întrebi. Aici e diferența dintre cele două lucruri. Nu ne-am adaptat. Așa. La o singură problemă n-a spus. La referitor la îngrădirea domeniului. Asta e o modă mai vechi în Hoce. Dați-ne câteva indicii. Dați-ne câteva indicii. Dați-ne câteva indicii. Este o singură stradă. În particular. Da, domnule. Dacă nu vrei să bărbim asta. O găsim, 3 sau 4 pe singură stradă, urmează toți ceilalți. Indiciul este simplu. Deja stâlpul de la Eon. Toți stâlpul de la Eon au fost în drum și acum sunt curțile oamenilor. Unde stâlpul în curte, ăla e care mutat. Deci, e simplu. Nu de domnul meu, te contrazic, dați-mi dat. Stâlpul din curtea la mine este de când m-am născut. Ăla e altceva. Asta înseamnă să mut gardul dincolo. Nu, ăla e altceva. Nu-i vorba de 10-20 cm, de 2-3 metri. Contează. Așa e. Să vine în fața consiliului local și să mai tăiem un pic. Da, cred că știți, sigur, nu se poate. Doamna la vicerea trebuie. S-a mai făcut așa. Cu Pugul nu a fost spus că în 2011, când... E vorba și de anul și ceva, și de 3 ani, de mult. Site-ul primăriei. Toată strada aia, dar nu știu de ce nu vine la primărie. Domnul Bunaru, dacă sunteți satisfăcuți de răspunsul domnului primar? Dacă nu trăiți acasă. Da, am zis să discutăm. Nu încheiem ședința până nu a comunicat domnul secretar câteva aspecte legate de
raportul de activitate al fiecărui consilier anul trecut, normal, conform legii, ar trebui anual, la începutul fiecărui an. Noi suntem consilieri numiți pe o perioadă din iunie 2016, iunie 2017, cam așa s-ar încheia un an la noi. Pe site sunt doar două rapoarte de activitate. Spre rușinea mea l-am adus și eu astăzi, trebuia ceva mai mult timp. Rugămintea noastră a fost ca până la 2010. Și al doilea aspect al domnului secretar este legat de programul de audiențe, care încă nu l-am primit. Am rugămintea pe o foaie, pe ce doriți dumneavoastră. Dar acum avem bani să ne anunțăm ca să facem dumneavoastră. Putem și acum, dacă aveți 5 minute și să notezi la următoarea ședință. Cu asta încheiem ședința de astăzi, mulțumesc frumos. Păi nu, ce spunem? În ceea ce privește procesele verbale, într-adevăr, cele două la care s-au supus spre aprobare, s-a făcut foarte repede aprobarea. Dacă există vreo problemă, revin ca să nu fie ulterior. Este vorba despre cel din 29-11 și cel din 12-12. Ultimul proces verbal cu ședința ultima ședință extraordinară urmează a fi pus pe site. Timpul nu mi-a permis să-l fac și să-l pus. Okay. Hai, spuneți programul. Cu programul? Păi, într-o joi, să zicem. La ce oră, domnul? Într-o joi, de la 10 la 12, la sediul primăriei, a treia joi din lună. Dar niciodată n-ați să vină omul joia, pot să-i pune acolo sau la mine acasă să-mi spună el, cu și ocazie mă întâlnesc, că îmi spune, băi, fii atent, că, cum zicea una, ieri sau la altă, uite, domnule, că mă cheamă noi pentru 2 lei la nemni. Ce spuneți, în ultima joi? Asta e bine să o avem. Da, am înțeles, este o formalitate care trebuie. Ca schiziua și ședință, da? Avem să avem stabilit prin... Trebuie să fie la primărie obligatoriu la primărie. Nu, locația dumneavoastră stabilit. Cine e ultima? Tot la primărie, noi. În astăzi ți-a treia. Care e voi? Și ședința, ca să nu facem două drumuri de doi. Cred că ideal ar fi cumva să facem, să căutăm să mergem noi către cetățeni, pentru că, uite, de exemplu, la galeri, nu o să vină nimeni la primărie ca să stea de vorbă cu... reprezentantul să fie și mergi la el acasă. La el acasă, acum atingem alt punct sensibil, după părerea mea. Noi avem aici niște delegați sătești, dar, de exemplu, eu de un an jumate n-am auzit să zică un cuvânt în Consiliul Local să vină cu o problemă din satul respectiv. Are un program de audiență de atâta timp și nu vine nici. Deci are chiar de la început, afișat. Păi nu vine... Hai să ne gândim în mod serios, pentru că trebuie să dăm, noi avem raportul. Dar nu, dar să spuneți. Asta vă nu spune nimeni. Nu vă impus nimeni. Domnul secretar, treceți la raport. Duminică. În timpul săptămânii, în fiecare duminică sau în o duminică? Duminica, treia, duminică. Când are eu un dușbăt în sat, dar la tatăl timpul dacă luăm... Duminică pe lună, tu poți să zici prima duminică, a doua, a treia? Prima duminică din lună. Prima duminică. Prima duminică din dacă luăm treia, în nota articolul 51 din legea administrației publice, spune clar. Spuneți și la mine, Budnarul. A treia duminică. Stați așa, tu zici că mă secretar ceva. Prima el. Consilierii locali sunt obligați. Trebuie și ora, domnul secretar? Încă. Da. Stai să duce domnul secretar. 24. Ascultați-mă. Consilierii locali sunt obligați ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii și să acorde audiență. Da. Deci asta este obligația mea ca și consilier.
Și nu văd, dar nu mă opun, și nu mă opun contra curentului, dar nu văd de ce neapărat trebuie o hotărâre. Bine, este bun, o pui pe site, vede toată lumea și știe, dar așa dacă aș pune numai eu acolo o hârtiuță la gazetă, nu se uită nimeni. Dar nu mă oprește nimeni să mă duc să fac întâlniri la gane cu cetățenii de acolo și să sau la Răcătău de jos. Nu, completez, fac o propunere și eu, sau vin cu idei. Cei care vor să duc neapărat în rândul cu Sărdân, au și obligația asta chiar. Bine, bine. Am ajuns până la domnul Budnar. Am la fel de treia duminică de lună la ora 1 la Biserica Pentecostală. La 1 și 15, între 13 și 15. Vreți să faci și pentecostale. Am tot în noia. Da, da, da. Ăștia care au rămas. O să faceți și pușcării, domnul. Da, da, pușcării. Mata din nână. Da. Haideți când am terminat stabilit. Domnul președinte, pentru că să mă retrag, trebuie să merg. Dar vă rog. Dar mai stai, domnule. Ședința asta a fost încheiată. Ședința este încheiată. Noi discutăm programul. Hai, programul. Da, programul, gata. Un piculeț așteptat. Nu ne vă grăbim. Hai, domnule, bătine, pe urătorii, bătine capra. Te zburăm primarul, da. Da, ar fi comisia. Era comisia la noi. Da, deci, haideți, înainte de a încheia ședința, deoarece că zicem că e încheiată, vreau să urez tuturor cetățenilor Comunei Horgești, și inclusiv și dumneavoastră, cele mai frumoase și mai călduroase gânduri de la mulți ani, multă sănătate, fericire, și să dea Dumnezeu 2018 să fie cel puțin ca ăsta, nu zicem mai bun. Dar noi vrem măcar cel puțin ca 2017 și să încercăm să facem împreună cât mai multe lucruri frumoase pentru comunitate. Mulțumesc! Doamne rog! Și să nu uităm de raportul de activitate pentru 2017. Da.